Polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești au depistat în trafic un bărbat de 39 de ani din orașul Târgu Cărbunești în timp ce conducea un autoturism pe DJ-665 Pojogeni, fără a poseda permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule și având o concentrație de 0,62 mg litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului și fără a poseda permis de conducere. În cursul aceleiași zile, față de bărbat a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, polițiștii continuând cercetările în cauză.